Vă anunțăm acum că Petre Roman este primul finalist Ai Umor al noului sezon, care a început chiar sâmbătă trecută pe Antena 1. Și bineînțeles, nu vorbim despre politicianul Petre Roman, ci despre comediantul Petre Roman, un tânăr pe care iubirea față de animale l-a inspirat să pună pe hârtie numărul cu care a făcut senzație în fața juraților. Am venit să vorbesc despre ființele care îmi sunt cele mai dragi, și anume câinii. M-am gândit ce câini ar fi reprezentativ pentru câteva personalități din România. Delia. Energia Deliei se aseamănă cel mai mult cu cea unui husky. Nu ți-am reținut numele, îmi pare rău. Petre Roman, cum să nu rețin numele? Roman, Petre Roman, iartă-mă, iartă-mă. Poți chema Delia. Petre Roman s-a duelat pentru votul publicului cu alți trei concurenți. Shelly și Bogdan Mălăele au sosit și ei în prima gală Ai Umor din sezonul 11 în calitate de invitați speciali. Noi vă reamintim, show-ul continuă sâmbătă de sâmbătă la Antena 1. Delia Chelu și Mihai Bendeac se vor așeza la masa juriului și se vor lăsa surprinși de cele mai neașteptate numere de umor.